Guvernul a aprobat în ședința de joi modificări substanțiale în ceea ce privește criteriile ce trebuie îndeplinite pentru a primi titulatura de asistent maternal. Natalia Intotero, ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, susține că după 21 de ani de la aprobarea ordonanței ce reglementa condițiile și statutul asistenților maternali, aceste modificări erau necesare. Potrivit ministrului, se creează astfel un mediu mai sigur și mai iubitor pentru copiii care au nevoie de o familie. Cazurile de abuz din ultimii ani ne-au reamintit cât de esențial este să ne asigurăm că acești copii sunt în mâini bune și iubitoare. Noile reglementări sunt menite să transforme viețile copiilor și ale asistenților maternali care îi îngrijesc, a declarat Natalia Intotero. Modificările aprobate în ședința de guvern de ieri prevăd că vârsta minimă pentru a deveni asistent maternal crește de la 18 la 21 de ani. Nu pot fi asistenți maternali cei care nu au absolvit liceul. Fiecare asistent maternal va putea îngriji maxim 2 copii, pentru ca fiecare dintre ei să primească atenția și afecțiunea de care are nevoie. Diferența de vârstă între asistent și copil nu va putea depăși 47 de ani. Locuințele asistenților maternali trebuie să fie situate în localități cu acces la servicii educaționale, medicale și de abilitare sau reabilitare. Odată la 2 ani, asistenții maternali vor fi evaluați și vor urma cursuri de perfecționare anual, astfel încât să fie mereu pregătiți pentru a oferi cea mai bună îngrijire.